Vrei să deschideți împreună cu mine Scriptura la Evanghelia după Luca, la capitolul 7, voi citi de la versetul 40 la 43. Luca, capitolul 7, de la versetul 40 la 43, pagina biblică 996. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simone i-a răspuns: socotesc acela căruia i s-a iertat mai mult. Iar Domnul îi răspunde: drept ai judecat, amin. Vă rog să vă reașezați. În ziua aceasta vom continua studiul nostru despre dușmanii fericirii. Dacă data trecută am vorbit despre nemulțumire și cum putem să fim vindecați de nemulțumire ca să putem trăi o viață frumoasă și împlinită pe pământ, astăzi vreau să vorbesc, și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc, despre un alt dușman al fericirii noastre, al familiilor noastre, și anume despre neiertare. Probabil că fiecare dintre noi am avut în viața noastră momente în care cineva ne-a greșit, ne-a vorbit de rău, ne-a jignit, ne-a nedreptățit, ne-a făcut un lucru care ne-a mărât sufletul și poate a trecut ceva vreme și nici astăzi n-am reușit să depășim momentul respectiv. Țin minte că am vorbit cu cineva și îi spuneam că e foarte important să-l ierte pe cel care i-a greșit, pentru că altfel nu poate să se bucure, nu poate să aibă pace, liniște, nu poate să vadă mâna și îndurarea Domnului în viața lui, nu poate să se bucure de lucrurile minunate pe care Domnul îi le dăruiește în fiecare zi. Și îmi spunea: frate, l-aș ierta, dar nu pot să-l uit. La rece vorbi, n-ai cum să uiți, pentru că dacă uiți ceea ce ți-a făcut cineva, înseamnă că ai anumite probleme de sănătate. De multe ori noi avem această așteptare și această gândire: am să-l iert pe cineva când nu o să mai mi-aduc aminte de ce mi-a zis, de ce mi-a făcut, de felul în care s-a purtat cu mine. Realitatea este că atâta vreme cât suntem în deplinătatea capacităților mentale, nu putem să uităm anumite experiențe neplăcute care ne-au marcat viața. Însă este foarte important să uităm lucrurile respective în sensul în care Biblia discută despre iertare sau despre uitarea aceasta. Nu în sensul că, Doamne, nu-ți mai aduci aminte de ce ți s-a întâmplat, de ce ai trăit, de ce ți s-a spus, ci în sensul acesta că nu te mai gândești la lucrurile respective, nu le mai lași acele lucruri să revină în mintea ta, în sufletul tău, și să-ți domine deciziile, să-ți domine fiecare clipă pe care o trăiești. Mi-am adus aminte că am citit la un moment dat despre un băiat care a scăpat cu viața de la Auschwitz. Scăpase cu viața de la Auschwitz, a fost gazat tatălui, a fost gazată maică-sa, au fost gazați ceilalți membri ai familiei, rudenii, bunici, frați, surori. A scăpat doar el singur cu viața și la un moment dat, când a emigrat în America, cineva l-a întrebat: bun, ai ajuns rabin. Cum se face că tu nu mai vorbești despre Hitler, despre toate atrocitățile pe care le-a făcut la Auschwitz, la Dachau, pe toate acele lucruri urâte pe care le-a experimentat familia ta, de ce nu le mai duci în discuție? La care el spune în felul următor: când am emigrat în America și am început o viață nouă, am vrut chiar să încep o viață nouă și mi-am propus să nu-l mai las pe Hitler să-mi distrugă viitorul. E adevărat, mi-a distrus trecutul, mi-a distrus viața până la un anumit moment, dar am decis, odată ce am venit în America, viața mea să se schimbe, să fiu un alt om. Fiecare dintre noi avem astfel de experiențe neplăcute în viața noastră. Fiecare avem astfel de oameni care s-au purtat nepotrivit cu noi. Și în această zi, dacă vrem să avem parte de o viață nouă, caracterizată de fericire, este absolut necesar să trecem peste acele nedreptăți, peste acele vorbe, peste acele lucruri urâte care ni s-au făcut. Se pune următoarea întrebare, care de fapt constituie și titlul acestui mesaj: de ce să ierți ce nu poți uita? De ce să ierți ce nu poți uita? Și în această zi vreau să aduc înaintea voastră, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, trei argumente pentru care este foarte important să iertăm ce nu putem uita. În primul rând, pentru că neiertarea îți otrăvește viața. Primul lucru pe care te rog să-l ai în vedere, de ce să ierți ceea ce nu poți să uiți, este faptul că neiertarea efectiv îți otrăvește viața.
Spune Scriptura în dimineața acestei zile că acest cămătar, acest creditor, a împrumutat pe doi oameni cu o anumită sumă de bani. Fiecare i-a dat o anumită sumă de bani după trebuință, după capacitatea lui de a restitui banii. Unea 500 de lei, adică plata pentru 500 de zile de muncă în vremea respectivă, altuia 50 de lei, plata pentru 50 de zile de muncă, și când vine momentul să-i restituie banii, probabil și cu un câștig aferent împrumutului, ce să vezi, cei doi oameni n-au de unde să restituie banii. Zice Scriptura, efectiv n-aveau de unde să restituie banii. Acum, în Israel, în vremea respectivă, se putea să restitui banii, dacă nu i-ai în lichidități, să-i restitui prin faptul că ți se vinde toate proprietățile pe care ai, ți se confiscă proprietățile respective și se câștigă cât se câștigă din banii din proprietățile respective, cumva să scoți paguba. Dar se pare că oamenii aceștia nu aveau nici proprietăți. Și creditorul acesta zice, dom'le, ce să iau după ei? Că efectiv n-am ce să iau după ei. În momentul acela el putea să intre în depresie. În momentul acela putea să se enerveze, putea să dea cu lucrurile de pământ. În momentul acela se putea purta urât cu ceilalți. În momentul acela putea să ia la bătaie pe oamenii respectivi. În momentul respectiv totul se putea schimba. Viața lui putea să clocotească, putea să dușmănească, putea să urască, putea să înjure, putea să blesteme, putea să facă multe scandaluri, putea să facă multe. Dar omul acesta este înțelept. Înțelege că neiertarea efectiv îți otrăvește viața. Bă, dacă omul n-are de unde să-ți dea, ce să faci cu el? Îl strângi de gât? Îl bați? Ei, ce faci? Mă, n-ai ce să iei după el. N-are mașină, n-are boi, n-are care, n-are pământuri, n-are casă, n-are absolut nimic. Mă, asta este situația. Nu ai ce să iei după el. Și în momentul respectiv omul înțelege, mă, n-am ce să iau după el. Asta este, trebuie să-l iert pentru că altfel eu însumi îmi otrăvesc viața. Biblia ne spune că la un moment dat David a avut o fată foarte frumoasă pe nume Tamar. Și a fost o dramă în viața lui David ca urmare a păcatului lui cu Batșeba. Amnon, întâiul născut și cel care trebuia în mod normal să conducă împărăția după David, se îndrăgostește de sora lui vitregă de Tamar. O violează și fata aceasta, după ce este violată de fratele ei vitreg, de prințul moștenitor, am putea să spunem, își sfâșie hainele, rochia de pe ea, își pune țărână în cap, merge țipând din casa lui Amnon. Absalom, fratele ei de mamă și de tată, când vede lucrul acesta, conștientizează că s-a întâmplat o mare dramă și spune, te-a violat fratele tău, Amnon? Și zice, da, soră dragă, nu te pierde cu firea, nu mai fă scandal, asta este, n-ai ce face, este fratele tău, consolează-te cu aceasta. Și o găzduiește la el acasă. Însă din momentul acela, Absalom, care își iubește foarte mult sora, dovadă, o numește pe fiică sa exact cu numele Tamarei, interesant, începe să facă planuri. Doi ani de zile tot coace planuri și chiar în ziua respectivă zice, am să-l ucid pe Amnon. Și doi ani de zile mintea lui este frământată dimineața când se trezește, seara când se pune în pas să culce, peste tot el este frământat, cum pot să mă răzbun pe Amnon, cum să-l pot ucide. După doi ani de zile se pare că puțin supărarea lui David și atenția ca nu cumva să se întâmple vreo bătălie între copii, vreo bătaie între copii, vreo dramă între copii, parcă și atenția lui David slăbește. Și în momentul respectiv face o petrecere și spune, tată, te invit pe tine, invit pe frații mei, pe surorile mele, vă invit pe toți la masă la mine, vreau să dau o petrecere pentru că Dumnezeu este bun cu mine. Și David zice, nu vreau să-ți fim o povară, fiule, de ce să venim la tine? Lasă că mâncați toți la masa mea împărătească. El insistă, tată, te rog să veniți. Dacă nu vii tu, mă rog, lasă-l pe Amnon, prințul moștenitor, să vină la masă. Și de ce să vină chiar el? Parcă David conștientizează că s-ar putea să fie un pericol. Dar el insistă, măcar Amnon să vină. Și le spune slujitorilor lui, când veți vedea că va bea, se va îmbăta, va fi cu inimă bună, să vă aruncați, să-l executați. Oare nu vă poruncesc eu să mă ascultați? Spune Scriptura că le dă o masă foarte frumoasă și în timpul veseliei și a petrecerii vin slujitorii lui Absalom, se aruncă asupra lui și îl omoară pe Amnon. Toți fiii împăratului fug care mai de care, încep să țipe. Vine veste la David că Absalom i-a omorât pe toți copiii lui și atunci vine un băiat extrem de viclean. Ăsta este unul dintre cei mai vicleni oameni din toată Scriptura. Este nepotul lui David. Și zice, împărate, să nu te necăjești, nu i-a omorât pe toți copiii tăi, împărate, ce l-a omorât doar pe Amnon. Asta este urmarea unei decizii luate chiar în ziua în care Amnon a violat-o pe Tamar.
Până termină discuția, iată că vin fiii împăratului și în momentul respectiv toți încep să plângă, David își rupe hainele, plânge și el și David se duce să-l urmărească pe Absalom ca să se răzbune, să-și răcorească sufletul. De-al el fuge la bunicul său care era împărat. 3 ani de zile stă la bunicul său. După 3 ani de zile dorul îl cuprinde pe David și după fiul pierdut și după fiul plecat la bunic, fugit de el. Și îl trimite pe Ioab după el, vine, dar în momentul în care se întoarce parcă îi se schimbă sentimentele lui David, dintr-o dată David parcă poartă așa o amărăciune foarte puternică față de el și spune să plece în casa lui, să nu-mi vadă fața. Și 2 ani de zile Absalom stă la Ierusalim în proximitatea casei lui taică-su, fără să se întâlnească cu taică-su. În cel din urmă, după 5 ani de la momentul în care comite crima aceasta, îl ucide pe Amnon, în sfârșit ajunge în fața lui David, David îl sărută, îl îmbrățișează, dar simte răceala lui taică-su, se întoarce acasă, mai trece ceva vreme, încă câțiva ani de zile, și văzând că taică-su îl marginalizează, că nu mai poate să aibă o relație bună cu taică-su, omul acesta se lasă învins de amărăciune, pentru că sufletul lui a fost pe măsură ce timpul trecea tot mai otrăvit. Și ajunge până acolo încât efectiv îl detronează pe David și va face mare necazul lui David. Se va ridica împotriva lui taică-su. Și aici bietul, cel mai frumos bărbat din Israel, un om extraordinar de dotat și de talentat, va ajunge să fie omorât. Frații mei, de ce toate acestea, surorile mele? Pentru că omul acesta, prin neiertare, și-a otrăvit sufletul. E adevărat, a avut o dramă extraordinară. Sora lui, pe care o iubea așa de mult, a fost violată. Apoi, taică-su, în loc să-i dea 2 păli maxim, caută să-l ucidă, să-l răzbune pe cel omorât, pe Amnon. Apoi, uitați-vă să vedeți, ajunge la Ierusalim, tata nu-l bagă în seamă. Ce poate fi mai dramatic pentru un copil? Asta o spun toți cei care studiază sufletul omenesc, decât să nu te bage tata în seamă, mama să te sfideze, să vadă pruncul că tata are un alt preferat, că el nu este între preferații lui tata, că tata sau mama face diferență între copii. Asta este modul sigur de a-ți distruge copiii. Uitați-vă să vedeți, omul acesta suferă foarte mult și pentru că suferă foarte mult, neiertarea i-a otrăvit viața. Și în cel din urmă i-a distrus familia, i-a distrus reputația, i-a distrus totul, i-a făcut praf toată existența. Pentru că atunci când nu poți să ierți, ceea ce efectiv, domnule, nu poți să uiți, dragul meu, cel care pătimește cel mai mult ești chiar tu însuți, chiar tu însuți, pentru că neiertarea îți otrăvește viața. Ce se întâmplă când nu ierți? Furia îți cuprinde inima, te enervezi, strântești, ești agitat prin casă, țip la nevastă, țip la bărbat, e stresat, țip la copii, vii la adunare, ești agitat, ești nervos, la serviciu nu te mai poți concentra, nimic nu-ți mai pică bine, parcă totul este pe contră, simți că în sufletul tău parcă totul, nu știu, clocotește. Parcă ai fi o oală pe gaz, pe aragaz și clocotește. Așa e sufletul tău, furia îți cuprinde inima. Apoi amărăciunea. Amărăciunea efectiv suflă în ceaf în fiecare zi. Parcă te usucă, nu mai ai bucurie. Nu te mai bucuri de mâncarea pe care o ai. Nu te mai bucuri de mașină, de casă, de apartament. Nu te mai bucuri de copii, de părinți, de lucrurile frumoase din viața ta. Amărăciunea, ești amar. Sufletul ți-e amărât, nu mai poți să zâmbești. Ești apăsat, ești parcă, nu știu, tot timpul bătut, parcă tot timpul cineva îți face rău. Parcă toate poverile acestei lumi sunt pe umerii tăi. Amărăciunea îți cuprinde inima. Te uiți la copil și în loc să fii plin de entuziasm, nu mai ai entuziasm. Ești amărât, ești trântit la pământ, cântarea nu te mai bucură, cuvântul nu te mai pătrunde. Te rogi acasă, citești Biblia și parcă ai citit o revistă oarecare. Nimic nu te mai mișcă. Nu te mai bucuri de absolut nimic. Bucuria este un concept străin pentru tine, pentru că amărăciunea ți-a cuprins efectiv inima. O altă problemă pe lângă furie, pe lângă amărăciune, este îmbolnăvirea. Oamenii care nu iartă sunt oameni bolnavi, încep să aibă probleme cu tensiunea, încep să aibă probleme cu inima, încep să aibă probleme digestive, probleme peste probleme, nu pot să doarmă noaptea, nedormind, le scade imunitatea, scăzându-le imunitatea, se prinde toate bolile, probleme peste probleme, agitați, nu pot să doarmă noaptea, următoarea zi, epuizați, nu pot să performeze, toate acestea, pentru că omul nu este dispus să ierte. De ce nu este dispus omul să ierte? Pentru că nu înțelege, nu pot să uit, nu pot să uit ce mi-a făcut cineva, nu pot să uit ce mi-a spus cineva, dar chiar dacă nu uit, pentru că nu sunt, nu știu, un om care îmi pierd cunoștința, dar nu uit. Dar înțeleg că trebuie să iert și ceea ce nu pot să uit. Poate am us 5 ani, poate am us 10 ani, poate am us 20 de ani, poate am us o lună, poate ieri cineva ți-a făcut ceva și efectiv ți-a mărât inima. Dragul meu, iartă, pentru că altfel singur sau singură îți otrăvești viața. Pentru că furia te va cuprinde, amărăciunea va stăpâni sufletul tău și apoi o să ajungi să te îmbolnăvești, nu doar spiritual, nu doar emoțional, ci până și fizic.
Un profesor de psihologie a avut o idee foarte interesantă ca să învețe pe studenții lui despre resentimente și implicațiile resentimentelor. I-a spus în fiecare dintre ei, i-a spus pentru o săptămână să ia o cutie de carton și pentru fiecare persoană care i-a nedreptățit, i-a jignit, i-a ofensat, i-a călcat în picioare, pe care nu poate să o ierte, să o accepte, să scrie câte o etichetă cu numele acelei persoane și să o pună pe câte o piersică și apoi piersicile respective să le pună în cutia respectivă. Și-au adus aminte cu mare entuziasm de anumite experiențe din trecut, altele mai recente, și pentru fiecare om care i-a făcut câte ceva vreuna dintre ei, neplăcut, câte o chestiune care i-a jignit, i-a mărât, o scris pe câte o piersică numele persoanei respective și-a pus piersicele în cutie. Trebuiau să poarte, experimentul presupunea, să poarte cutia cu ei peste tot, în oraș la cumpărături, pe acasă, pe la baie, prin hol, în vizită la cineva, în mașină, peste tot să fie cu această cutie după ei. Pe măsură ce zile treceau, mai adăugau și alte persoane și la un moment dat cutia a început să se umple. Piersicele puse cu câteva zile mai înainte au început să se strice, mirosea urât, le stricau și pe celelalte bune. La un moment dat cutia începea să se distrugă, efectiv era o adevărată provocare să te duci cu această cutie peste tot după tine fără să se strice, adică fără să scadă piersicele, fără să te pui în situații neplăcute. Miros greu, când a venit momentul următoarei ore, profesoara sau profesorul respectiv le-a spus în felul următor: ați făcut ce v-am spus? Și toți au spus da. Care este rezultatul acestui studiu? Și toți au început să spună cât de dificil este să porți cu tine o cutie cu tot felul de piersi stricate, miroase greu, se strică cutia, e neplăcut, este o povară. Și profesorul respectiv de psihologie spune: vedeți, așa este sufletul omenesc. Aduni în sufletul tău tot felul de experiențe, tot felul de drame, tot felul de neplăceri, le porți după tine peste tot, le aduci în biserică, le aduci la sala de clasă, le aduci în sala de clasă, le duci cu tine în concediu, le duci cu tine în toate întâlnirile tale, peste tot sunt cu tine. Când te pui seara în pas să te culci, când te trezești dimineața, când ai o leacă de timp liber pe drum, le aduci după tine, efectiv mintea îți macină lucrurile respective și nu te mai poți bucura de ce e frumos în viață. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, așa este cu fiecare dintre noi. Nu există om pe fața pământului care să nu fie avut experiențe mai puțin plăcute în viață. Diferența este că unii pot să le depășească mai ușor, în timp ce alții nu pot să le depășească. Când poți să depășești o dramă, o neplăcere, o trădare, ceva rău ce ți s-a întâmplat, în momentul în care ești gata să ierți? Frații mei, surorile mele, de ce să iertăm ce nu putem uita? Nu poți să-ți uiți tata, mama, fratele, sora, cumnatul, cumnata, nu poți să uiți pe bărbatul după nevastă ta, nu poți să uiți pe soacră ta, pe socru tu, nu poți să uiți pe un vecin, pe un șef, pe un patron, pe un angajat, pe cineva care ți-a făcut rău. Dragul meu, ascultă-mă, dacă nu ierți, iertarea aceasta îți va otrăvi viața. Te va umple de furie, amărăciunea va cuprinde sufletul tău și o să ajungi să te îmbolnăvești și spiritual, și emoțional, și fizic. 2. De ce să ierți ce nu poți uita? În al doilea rând, pentru că iertând îl poți face un alt om pe cel iertat. Pentru că iertând îl poți face un alt om pe cel iertat. Textul nostru spune că Iisus Hristos stă de vorbă cu acest fariseu și îi spune această întâmplare și apoi pune următoarea întrebare: care dintre ei crezi că îl va iubi mai mult? Și Simon spune: da, bineînțeles că cel care s-a iertat mai mult iubește mai mult. Dar vă rog să remarcați ceea ce spune textul: care dintre ei crezi că îl va iubi mai mult? Înseamnă că amândoi iubesc. Singurul lucru care poate schimba este iubirea. Nimic nu poate schimba decât iubirea. Zice Scriptura să biruim răul prin bine. Niciodată în viața noastră, dacă suntem răi cu cineva, dacă întoarcem cu aceeași monedă, dacă ne purtăm în același fel în care s-au purtat alții cu noi, noi nu putem să-i schimbăm pe ei. Singurul lucru care schimbă pe cel de lângă tine, fie că este soț, fie că este soție, fie că este copil, fie că este un prieten, fie că este un frate de credință, fie că este un șef mofturos, fie că este un angajat dificil, este iubirea. Dar iubirea, comportamentul frumos, îl schimbă pe cel de lângă tine și îl transformă într-un alt om. Iisus Hristos este pe cruce, l-au pus pe cruce pentru că le-a făcut mult bine, le-a mulțit pâinile și pești, i-a vindecat, le-a predicat Evanghelia. Și în timp ce este sus pe cruce, se uită la oamenii care îl batjocoresc. Vin mari preoți și îl batjocoresc, soldații îl batjocoresc, mulțimea care a mâncat din pâinile lui mulțite, vindecații de mâna lui binecuvântată, ajung să-l batjocorească pe Hristos pe cruce. Chiar unul dintre tâlharii de pe cruce îl batjocorește pe Hristos. Și în timpul acela Domnul zice: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Unul dintre oamenii de acolo, unul dintre tâlhari, realizează că
și pe cruce, Iisus Hristos îi iubește pe cei de lângă El. Și atât de mult l-a marcat iubirea lui Hristos, faptul că s-a rugat pentru cei care l-au pus pe cruce și care îl batjocureau până și în ultimul moment, încât omul acesta, la un moment dat, îl confruntă pe celălalt tâlhar și spune: auzi, pentru noi este drept să fim crucificați, că și ne primim plata pentru faptele noastre, dar omul acesta n-a făcut nimic să merite așa ceva. Și apoi își întoarce capul spre Iisus, acolo pe cruce, spune: Doamne, când vei veni în împărăția Ta, adu-ți aminte și de mine. Hristos îi spune: chiar astăzi vei fi cu mine în rai. Ce l-a schimbat pe omul acesta? Crucificarea? Nu exista metodă mai tragică, mai dramatică de execuție în toată istoria decât crucificarea. Și totuși nu l-a schimbat crucificarea. Ceea ce l-a schimbat pe omul acesta a fost iubirea lui Hristos. Iubirea care se roagă: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Vrei să schimbi pruncul? Vrei să schimbi fata? Iubește-l așa cum e. Vrei să schimbi soțul, soția? Ți l-ai luat de bărbat, ți-ai luat-o de nevastă? Iubește-l așa cum e. Vrei să schimbi pe taică tu, pe maică ta, pe socru tu, soacră ta? Nu poți fugi din familie, așa este. Asta va fi soacră ta până Domnul vă va despărți. Iubește așa cum este, pe socrul tu la fel. Vrei să te înțelegi bine cu cei de lângă tine? Dragul meu, iubește pe cei de lângă tine și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Dar de ce e așa de important să-L iubești pe cel ce nu merită iubit? Pentru că iertând, îl poți face un alt om pe cel pe care îl ierți. Știi ce se întâmplă când îl ierți pe unul care ar merita două pălmi? Îl șochezi. Știi ce se întâmplă în sufletul unui om, psihologic vorbind, când ar merita, nu știu, să-l penalizezi la salar și totuși îl ierți? Efectiv îl șochezi. Când ar merita să-i spui și tu câteva sănătoase, să nu te uite toată viața lui și totuși tu îl tratezi frumos. Știi ce se întâmplă? Îl șochezi. Și șocul acesta efectiv îl zgude. Bă, stai că nu-i bună viața mea. Dar se mai întâmplă ceva. Dintr-o dată, iertarea respectivă, după șocul respectiv, îți presupune sau îți conferă o șansă. Dom'le, am o șansă nouă. Dacă omul acesta m-a iertat, eu pot să-mi depășesc trecutul, eu pot să am o căsnicie frumoasă. Pot să am, nu știu, o relație frumoasă ca tată și fiu. Pot să am o relație frumoasă cu omul acesta, cu acest coleg. Dintr-o dată apar noi șanse. Dar se mai întâmplă ceva. Nu doar că îl șochez pe om. Nu doar că înțelege, dom'le, am o altă șansă să mă înțeleg bine cu omul respectiv. Să am relații frumoase. Unul dintre cele mai importante lucruri pentru fericirea pe pământ sunt relațiile. S-a studiat în lumea aceasta care sunt zonele unde oamenii trăiesc cel mai mult și cel mai bine de pe pământ. Sunt 5 zone albastre numite de specialiști. Și lucrul cel mai important nu este dieta, lucrul cel mai important nu este sportul, lucrul cel mai important pentru o viață lungă și împlinită sunt relațiile. Oamenii care sunt oameni de relații, care vorbesc, care sunt amicali, care sunt prietenoși, care au cu cine să vorbească, oamenii aceștia sunt fericiți. S-a făcut un studiu. Mulți părinți care sunt trimiși pe la azile, pe unde nu sunt băgați în seamă de copiii lor, la câțiva ani de zile își pierd viața. Pentru că, gata, neavând relații, parcă se sting. Pe măsură ce timpul trece, se sting. Relațiile sunt foarte importante. Ori dacă ești un om conflictual care toată ziua te cerți cu nevasta, te cerți cu bărbatul, te cerți cu pruncii, te cerți cu angajații, te cerți cu patronul, te cerți cu ăla din trafic, te cerți la adunare. Omule, îți distrugi viața, îți distrugi propria ta fericire. Iertând, îl poți face pe celălalt un alt om. Hristos l-a schimbat pe tâlharul de pe cruce. Romanii n-au putut să-l schimbe prin faptul că l-au pironit pe cruce. Era tâlhar, dar n-au putut să-l schimbe. Hristos l-a schimbat pe cruce prin iubirea lui care se roagă pentru cei ce-l batjocoresc. Vrei să se schimbe cei din viața ta? Dragul meu, iartă-i și viața lor se va schimba. Toate șansele ca cel de lângă tine care nu se poartă cum trebuie să fie schimbat, toate șansele duc și conduc înspre iertare. Apoi constituie un fapt de inspirație sau un motiv de inspirație. Se spune că nimic nu te marchează mai mult decât atunci când îl vezi pe cineva că putea să se poarte rău cu tine și se poartă frumos cu tine. Bunătatea lui te cucerește, bunătatea lui te transformă. Și în timp ce meditam la acest lucru, mi-am adus aminte de Mizerabile lui Hugo. Hugo este fantastic și vorbește la un moment dat despre un om pe nume Jean Valjean, am mai povestit o întâmplare aceasta, am fost ceva vreme, am fost câteva luni de zile, poate un an de zile. Jean Valjean are grijă de copiii sorei lui și la un moment dat nu mai are loc de muncă, e o vreme critică în Franța și are nevoie de pâine pentru nepoții lui, dar nu are bani să cumpere pâinea respectivă și ca să nu moară nepoții lui de foame se duce și fură o pâine. Pentru pâinea respectivă primește câțiva ani de zile de pușcărie, încearcă să evadeze de acolo pentru că spune sunt închis pe nedrept, este prins și face 19 ani de pușcărie, 19 ani de suferință.
Când iese de acolo, toată suferința aceea, toată răutatea de care a avut parte, toată răutatea aceea, efectiv l-a umplut de amărăciune, l-a umplut și pe el de răutate și a început, pentru că așa a fost tratat cu răutate, cu indiferență, cu ură, a început să fie și el rău cu ceilalți. Și într-o zi, scăpat el din închisoare, ajunge undeva într-o localitate, nimeni nu-l primește, toată lumea închide casa, toată lumea îl trimite, este ognaș, este om periculos și în momentul respectiv cineva îi spune: auzi omule, nu ești mâncat, nu ești odihnit, stai și dormi aici în parcul acesta și stă-l pe o bancă să se odihnească. La un moment dat, domne, totuși foamea te împinge să cauți undeva de mâncare. Și mai spune: auzi, e aici, uite în căsuța respectivă, la bisericuța respectivă, e un om al lui Dumnezeu, Miriel este numele lui, du-te că e un om bun. Poftește în casa acestui om, ușa era întredeschisă, când intră în casă, sora acestui om al lui Dumnezeu, femeia care îngrija de treburile lui Miriel, de asemenea se sperie amândoi, este un ognaș periculos. Dar Miriel se ridică și spune: bine ai venit, dragul meu prieten, dragul meu frate, poftește, te rog frumos, la masă, l-o spătează, îi face de mâncare, îi dă un pat în care se culce. Și omul acesta avea experiența de viață, s-a făcut că doarme, dar nu o dormi, numai și-a închis o leacă așa ochii. Și în timp ce stă Jean Valjean mâncat, odihnit în pat, vede o leacă de argintărie pe acolo, pe la Miriel, niște farfurii, niște cuțite, niște furculițe, ceva linguri și se gândește ce să fac, să le iau sau să nu le iau, să le fur? Și zice: auzi, dacă le fur, mă duc cu ele și mă redresez, știu eu. Dom'le, dar cum să-l fur pe omul acesta, că e singurul care m-a primit în casa lui, care m-a tratat frumos, care mi-a dat un pasător, care mi-a dat mâncare, care m-a tratat cu bunătate, n-o ținut cont de faptele mele, cum să-l fur? În cel din urmă, răutatea pe care o îndurat-o, o biruit, și pentru că era măcinat de răutate, de amărăciune, de furie, pentru tot ce a trăit, se ia și fură toată argintăria pe care o vede, farfurii, pe acolo cuțite, linguri și mai departe, și pleacă. Miriel îl vede, dar nu zice absolut nimic. După ceva timp este prins de jandarmi și a dus Jean Valjean la Miriel și zice: omul al lui Dumnezeu, uite, ți-a furat argintăria. La care zice Miriel: o, Jean Valjean, fratele meu, numai atât ai luat? Păi trebuia să iei și sfeșnicele, de ce nu le-ai luat? Jandarmeria zice: dumneavoastră le-ați dat, ne iertați, își cere scuze și pleacă. Jean Valjean rămâne cutremurat. Pentru prima dată în viața lui, el, marele ognaș, care a fost închis pe nedrept, care numai răutate, ură și comportament urât față de el a trăit toată viața lui, pentru prima dată a avut întâlnire cu bunătatea, cu iubirea, cu iertarea. După ce pleacă poliția, jandarmeria, Mirel îi spune în felul următor: Jean Valjean, fratele meu, îți cumpăr astăzi sufletul din mâna diavolului și îl pun în mâna lui Hristos, îl răscumpăr pentru Hristos. Promite-mi, dragul meu frate, că vei lua tot argintul acesta pe care ți-l dau cu dragă inimă și te vei face un om bun, un om nou. A luat argintul și a plecat. Ia banii de la un copilaș și în timp ce pleacă de acolo, după ce îl jefește pe copilașul respectiv, zice: o, cum s-a purtat cu mine Miriel? Și începe să-l mustre conștiința. Și Dumnezeu tot îl cercetează, tot îl cercetează, până acolo încât omul care a făcut cel mai mare rău în viață, pe acesta putea să-l execute și îl iartă. Și când zice: dar de ce nu m-ai executat? Spune: nu pot, pentru că în urmă cu mulți ani de zile, un om bun mi-a câștigat sufletul, l-a răscumpărat pentru Hristos, nu pot să fac lucrul acesta. A luat-o pe fetița nimănui, a crescut-o ca pe propria lui fată, după ce a crescut-o și a îngrijit-o ca pe propria lui fată, s-a sacrificat pentru ea. Ea se îndrăgostește de unul revoluționar care se ridică împotriva lui. Și fata pe care el a crescut-o cu atâta drag, i-a întors spatele. Într-o zi o iartă și pe ea, îl iartă și pe genele ăla mofturoși și încăpățânat care au făcut viața grea an și an de zile, pentru că ceea ce l-a schimbat pe omul acesta nu a fost duritatea vieții. Răutatea învrăjbește, neiertarea duce la mai multă neiertare, la mai mult conflict, la mai multe probleme. Dacă nu-ți ierți pe cel drag ție, vei avea iad și ceartă la tine acasă. Dacă nu ierți în adunare, niciodată nu o să te poți bucura de nimic. Dacă nu-l ierți pe cel de la locul tău de muncă, toată ziua vei fi pe stres, pe tensiune, îți vei distruge pocăința, spiritualitatea, relațiile, praf! Dar dacă ierți, iertarea ta îl schimbă pe celălalt, iertarea ta îl transformă. Poate ai în viața ta pe cineva greu, greu de mulțumit, un om dificil, din calea afară de dificil. Am atât să avem cât un grad de dificultate. Cine nu recunoaște, e o lecuță fariseu, Domnul să-l ierte. Dar sunt unii din calea afară de dificili. Poate eu sunt, poate tu ești. Poate ai pe cineva în viața ta. Fratele meu și sora mea, hai să înțelegem că singurul lucru care schimbă este iubirea. De ce să ierți ce nu poți uita? Unu, pentru că neiertarea ți-o trăvește viața. Doi, pentru că iertând îl poți face pe cel iertat un alt om. Și trei, pentru că îți poți folosi energia în scopuri mai bune. De ce să-l ierți pe cel care ți-a făcut rău, pe care nu poți să-l uiți? Pentru că îți poți folosi energia în scopuri mai bune. Zice că nu avea ce să plătească.
Nu avea ce să plătească. Nu, acum ce să faci cu el? Să mergi să-l bați? Și ce câștigi dacă îl bați? Măi, creditorule, ce să faci cu el? Să te duci la avocat, să-l dai în instanță și apoi îi vedea, mă, n-ai ce să iei după el. Ce să iei după el? Că n-are ce să-ți dea. N-are casă, n-are masă, n-are nimic, n-au nimic, sunt sărași, n-ai ce să-i dui. Să-i bagi în pușcărie, să-i vezi că stau acolo an și an de zile în pușcărie. Bun, ce câștigi dacă îi bagi în pușcărie? Ce se întâmplă până la urmă? Ce câștigi? El ia cea mai bună decizie. Mă, decât să mânc sufletul cu ăștia care n-au ce să-mi plătească, mă, degeaba îi bag prin pușcărie că nu mă răcoresc, atât dacă mai plătesc pe la avocat și mă supără și mă ispitesc. Mă, asta e situația, ce să fac? Mă, asta este. Doamne ajută, ai milă. N-am ce să fac. Și în momentul respectiv zice, auzi, decât să-mi frământ eu mintea, cum să scot banii după ei? Mă, oricum n-am ce să-mi dea, n-am ce să iau după ei. Mai bine iert, că mintea mea trebuie să fie limpede, să pot face alte lucruri. Trebuie să am atenție, să pot să știu cui să dau bani, să nu mai mă păcălesc cum am păcălit cu ăștia. Dacă n-am mintea limpede, fac greșeli. Apoi zice, trebuie să am claritate în decizii, trebuie să mă dezvolt, dar nu pot eu să stau în loc după ăștia care mi-au făcut rău sau care nu mai îmi dau banii. Domnule, trebuie să iert pentru că am alte scopuri mai bune de făcut. Am lucruri mai bune de făcut decât să mă tăgândesc tătă ziua ce mi-au zis, ce mi-au făcut, cum m-au nedreptățit, cum m-au trădat, cum m-au defăimat, cum m-au, nu știu, cum m-au călcat în picioare. Domnule, du-te mai departe. Câtă vreme nu ierți, nu poți merge mai departe. În urmă cu câțiva ani de zile am avut o pagubă destul de consistentă acela biserică. I-am dat cuiva o comandă ca și biserică să ne facă anumite chestii pe aici pe la adunare. Aveam noi probleme cu tobele în perioada respectivă și am făcut așa o înțelegere cu cineva să ne facă o zonă de-asta așa frumoasă pentru tobe. Când au venit cu suportul, cu scheletul, ne-am apucat de cap. Arăta, zici că a făcut unul care nu vedea bine. Mă, dar păi să n-arătă nici cum acei. Silviu, țin minte că era cei, zice, no, ia-le, dar ce și duce cu ele, adu altele. O tă venit vreo 2 ani de zile după aia cu ele. Noi trebuia să le terminăm în timp util. Am dat avans, mă, dar păi nu mai fă ce treabă. Vă mărturisesc înaintea Domnului, câteva săptămâni, atât am fost de tulburat. Mă, nu aveam nici chef de rugăciune. Dumnezeu, dar de ce ai îngăduit, Doamne? Dar unde i-a fost minte? Dar păi am zis, Dumnezeule mare, ce să faci cu el? Am aflat că are o patimă și un dor, e pasionat de jocuri de noroc, zic, ăsta vai de steaua lui. Toți banii pe care ai bag în jocuri de noroc. Dumnezeule mare, nu putea, când mă puneam să citesc Biblia, trebuie să meditez la Biblie. Când mă puneam, Domnul e martor, chiar și cu noi în adunare, mă, acolo îmi fugea gândul. Cum ne-o lăsa fără câteva miuțe de euro? Și-ați bani mulți, domnule. M-am înțeles, dar chiar pe biserică s-o țepuiești în halul ăsta. Cum poți să faci, domnule, așa ceva? Mă, mai înșel până pe altul și asta e grav, dar pe Domnul să-l păcălești așa? Nu, mă duc eu cu frații la el să ne dea banii. Mă, n-am de unde, zice. Vio e eșalonea. Când am văzut că vrei, ne dai câte 100, 200 de lei pe lună. M-a cuprins o sfântă ispită. Am zis, dacă astăzi zonă n-am fost bun de nimic. Odată m-am ispitit pe noi cum de-am dat banii, nimeni a fost capul. Doi, cum să poți tu, mă, așa de rău să ajungi să-L păcălești tu pe Dumnezeu, mă? Mă puneam să mă rog, iar îmi fugea gândul, Doamne, cum mi-au luat banii? Să ne dea el câte 100 de lei pe lună, dar când îi spui de ne-a dat banii? Mă, m-am gândit, în 3 ani de zile ne-a restituit banii 100 de lei. M-am dus la el, avea un calculator frumos. Zic, nu ne-a dat calculatorul locul, că am fi avut nevoie acela biserică. Nu zic că trebuie să lucrez și dacă n-am calculator, nu pot face bani să vă plătesc datorie. Mă zic, cu frață, nici nu putem discuta prea mult așa, numai cu sfat, nu poți altfel. Totuși suntem așa. Mă, nici asta ne-a dat banii. La un moment dat, după multă supărare, cred că eu am fost cel mai supărat din biserică, cel mai mărât, zic, Doamne, uite, nici de rugat nu mă pot ruga, că tot acolo mă gândesc. Când studiez, tot acolo îmi fuge gândul, cum ispită ne-o păcălit omul ăsta? Doamne, cercetează-l și pe el, cercetează-l nici pe noi și știi ce facă-se voia ta. Așa au rămas. Dar am înțeles un lucru foarte important, că dacă vrei să ierți, trebuie să ierți chiar dacă nu poți să uiți. Nici astăzi n-am putut uita și când am făcut predică mi-am dus aminte de această pățanie. Nici nu pot să, așa, să de iertat am iertat, dar de uitat. Și am stat și m-am gândit, Dumnezeule mare, totuși sunt alte lucruri mai importante de făcut. E rugăciune, e Biblie, e slujire, e familie, sunt multe alte lucruri frumoase de făcut. Când nu poți să ierți, să-ți pierzi toată atenția. Atenția ta se duce numai la cine ce ți-o zis, ce ți-o făcut. Retrăiești momentele respective. Mintea ți se încețoșează. Nu te poți dezvolta, nu poți merge mai departe. Dar când ierți,
Atenția este din nou ascuțită, din nou ai claritate, din nou te poți dezvolta. Iartă ca să-ți meargă bine, să poți avea parte de un nou început. În timp ce mi-aduceam eu aminte de Domnul acesta, cum ne-a păcălit, cum ne-a țepuit, mi-am adus aminte că am citit din Scriptură o experiență de a lui Moise. Moise a avut un frate și o soră și sora sa nu plăcea pe nevastă sa. Deci două cumnate nu se înțelegeau. Și la un moment dat, cu Aron de vorbă, cred că au fost și alții de față, că au auzit discuția, zice, din pricina lui cumnată sa, că nu a plăcut-o. Era din Etiopia. Cum adică din Etiopia? Nu a plăcut-o pe cumnată sa. Nu, dacă nu ne place de cumnata, terminăm și cu fratele, îl terminăm. Și zice Maria, oare numai prin Dumnezeu vorbește Moise? Nu vorbește și prin mine, eu sunt profetesă, tu ești mare preot, Aroane. Și Aron înconvințează, într-adevăr, Domnul vorbește și prin noi, Maria, tu ești profetesă, eu sunt mare preot. Se pare că era în mijlocul poporului, auzeau oamenii cum fratele și sora îl discreditează pe celălalt din cauza cumnatei. Match în viața de familie. Și Domnul se supără, pentru că Moise zicea, am lucruri mai importante de făcut decât să mă gândesc la ce zice Maria, cum o vorbește de rău pe nevastă mea, că dacă o ascult, mi se amărăște sufletul, simt nevoia să-i spun și-o ceva, dacă mă duc acasă și spun Seforei ce zice Maria de ea, am distrus relația definitivă între ele. Probabil că și-a lui Moise era o leacă mai aprigă. Moise, în schimb, zice Scriptura că se face când aude. Mă, pe ureche, eu intrat, pe alta a ieșit. Dar aude cineva din cer, Dumnezeu aude din cer, se enervează Domnul, se supără Domnul. Vine Domnul și spune cu glas puternic, Moise, Aron și Maria, haideți toți trei la cort. Și vine Dumnezeu și spune în felul următor, Maria, Aron, ascultați-mă. Când va fi un profet în toată țara lui Israel, adică cum ești tu, Maria, eu îi voi vorbi lui, printr-un vis, printr-o vedenie, printr-o voce audibilă, dar nu tot așa este cu Moise. El este credincios în toată casa mea. Cum nu v-a fost vouă frică să vorbiți împotriva lui? M-o fi fratele vostru! Și obișnuința naște lipsă de respect. Dar ascultați-mă, mă, ăsta este omul meu, este prietenul meu. Eu îi vorbesc față în față ca un om prietenului său. Mă descoper lui prin lucruri ușor de înțeles. Maria și Aron nu au cuvânt. Nu mai pot să spun nimic. Înlemnesc efectiv. Și la un moment dat Domnul pleacă. Nu există pedeapsă mai mare decât să plece Dumnezeu dintr-o familie. Nu există dramă mai mare pentru o biserică decât să plece Domnul. Nu există dramă mai mare decât să plece Domnul de la un om. Pleacă Domnul. Și când se întoarce Aron spre Maria, din cap până în picioare, lepră, se sperie. Și zice, o, Domnul meu, până am fost neinspiratule care te-a însurat cu o etiopiană, am uit, Domnul meu, o, Domnul meu, zice, iartă-ne pentru ce am făcut, să nu fie Maria ca și un copil născut mort, putred, din pântecele Maicelui, ca magiei. În momentul respectiv, Moise se roagă Domnului ca Dumnezeu să o vindece. Se spune că cu cât un om îți este mai apropiat, cu cât un om este mai important pentru tine, cu atât te rănește mai mult ceea ce-ți face. Normal, vorbind, Moise trebuia să fie așa de supărat pe Maria, încât să zică, auzi, las-o, Doamne, așa cum e, măcar o lună de zile. Sau să fi spus, Doamne, dacă Aron, ce se întâmplă? Măcar și lui o steluță ce în frunte. Nu zice absolut nimic. Și începe să se roage, Doamne, o greșit, dar te rog să o ierți. Și Domnul spune, Moise, te ascult, dar ca să se învețe minte, o săptămână o las leproasă, să fie scoasă afară din tabără. Știți cât de bun este Moise? Putea să plece și să vină Maria după aceea, să găsească drumul. O lecuță de pedeapsă. Dar Moise nu. Moise se roagă pentru ea și Moise zice, auzi, avem lucruri mai importante de făcut, ne așteaptă Canaanul. Să stai tu tătă ziua nervos, supărat, pe cine ce ți-a făcut. Te pui seara în pas, te culci, mă, în loc să te culci bine, ești agitat. Începi să ai probleme de digestie, fuge somnul, scade imunitatea, să prind toate răcele, toate bolile de tine. Vii la adunare, nu te mai bucuri, nu mai cânți, nu te mai rogi. Pe meciuri cu nevasta, pe meciuri cu socrii, pe meciuri cu cumnațe, cumnatele, pe meciuri cu frațe, cu surole, pe meciuri, ce meciuri? Viața e frumoasă, dacă ați fi frumoasă, așa cum o vrea Dumnezeu, trebuie să ne o facem și noi frumoasă. Și poți face acest lucru iertând. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum să-l ierți pe cel ce nu-l poți uita? Sau de ce să-l ierți pe acesta?
Iartă-l așa cum te iartă pe tine Hristos. Și ascultă-mă, ține cont de aceste lucruri ca să-l poți ierta pe cel pe care nu-l poți uita. Unu, pentru că iertarea îți amărăște viața, furia, amărăciune, îmbolnăvire. Doi, pentru că iertându-l poți face un alt om pe cel iertat. Îl șochezi prin iertarea, prin bunătatea ta. Îi dai o nouă șansă și îl inspiri să se schimbe, să fie ca tine. Trei, pentru că îți poți folosi energia în scopuri mai bune. Atenția îți va reveni, claritatea minții va fi deosebită. Vei putea lua decizii bune în viață pentru pocăința ta, pentru familia ta, pentru munca ta, pentru business-ul tău, pentru slujirea ta. Te vei dezvolta. Dar dacă nu ierți, sufletul îți va fi amărât. Vei fi ca acel copil care era în pantaloni scurți, era o caldă, o zi frumoasă, caldă de august, cum au fost și zilele acestea. O alergat pietul în stânga, în dreapta, obosit, după ce a bătut mingea bine, după ce a jucat fotbal, se pune pe o bancă undeva într-un parc și când se pune pe bancă, ce să vezi, o albină sub el. Când i-a dat o injecție, albina o simți că nebunește de durere. La un moment dat, când simte el albina că l-a împuns, în loc să se ridice, s-a ridicat de lui Cus, dar s-a pus după aia înapoi și s-a păsat tare pe albina de numai. Plângea, roșu, supărat, plângea, s-a păsat tare. Și cineva, văzându-l așa, zice, dar de ce plângi, mă băiete? Zice, m-a împuns o albină. Și unde e albina? Sub mine. Păi ridică-te. Nu, zice, că pe ea o doare mai rău ca pe mine. E adevărat, s-ar putea să-l doară mai rău pe cel de lângă tine decât pe tine, dar te doare și pe tine. Și poate de multă vreme te doare sufletul. Și poate de multă vreme nu mai te poți bucura de ceea ce Domnul ți-a dat. Această zi, lasă-L pe Domnul să te ierte. Spune, Doamne, iartă-mă și dă-i Domnului inima ta și spune, Doamne, ajută-mă și eu să-L iert pe cel care mi-a greșit. Și dacă unul dintre voi, zice Domnul Hristos prin Pavel, are pricină să se plângă pe altul, Pavel continuă, iertați-vă unul pe altul. Cum să-L iertăm pe cel de lângă noi? Așa cum ne-a iertat Hristos pe noi, zice Pavel, să ne iertăm și noi unii pe ceilalți. Hristos ne învață pe cruce, îi iartă pe cei care L-au crucificat. Te iartă pe tine și mă iartă pe mine în fiecare zi. De asta este fericitul Dumnezeu, cum spune Scriptura. De ce nu ești fericit? Pentru că lași acești dușmani să-ți fure fericirea, nemulțumirea de duminica trecută, neiertarea de astăzi. Dar de ce să-L ierți că nu pot uita? Iertarea ți-o trăvește viața. Pentru că doar iertând îl poți schimba pe cel iertat. Și pentru că ai o energie, ai o putere, ai un timp, ai resurse, dar pe astea le poți folosi mult mai bine. Înainte este mai bine. Domnul este gata să ne dea viitor și nădejde. Nu vă mai uitați la ce a fost în trecut. Cântam noi în această dimineață, inspirați din profetul Isaia. Nu vă mai gândiți la ce a fost vechi. Iată, eu sunt gata să fac ceva nou și gata să se întâmple. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu. Stăm cu fețele plecate, ochii închiși. Și aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-ne că multă vreme nici noi n-am iertat. Și în această zi, Doamne, dă-ne putere să iertăm. Poate trebuie să ierți pe cineva din familia ta. Poate trebuie să ierți pe cineva din biserică. Poate trebuie să ierți pe cineva de la serviciu. Poate trebuie să ierți pe cineva din trecutul tău. De multă vreme nu poți să ierți. Poate trebuie să ierți pe cineva de pe strada ta. E cineva în sufletul tău față de care ai ranchiună, amărăciune, neiertare. Ziua aceasta spune, Doamne, dă-mi putere să iert, pentru că Tu ai pentru mine pregătită fericirea și vreau să fiu fericit. Să cerem Domnului iertare pentru neiertarea noastră și apoi putere să acordăm iertare. Ne rugăm cu toții Domnului.